Ali, din această perspectivă, vă rog să luați legătura cu noi, ori cu oricare dintre speaker, eventual cu Michele sau cu Iulia sau cu mine. Și pentru informații generale referitoare la GDPR, puteți să verificați și site-ul specific al UI. Acest lucru fiind spus, aș dori foarte, foarte pe scurt să trec prin agenda. După cuvântul de bun venit care va fi rostit de doamna Claudia Măgdălin și de Alexandra Voiculescu, îi voi da cuvântul domnului Michele Giove pentru a discuta despre bune practici referitoare la structura unui raport de evaluare. Va urma domnul Cătălin Dinăraru, care este și team leaderul proiectului de asistență tehnică, în cadrul căruia se realizează acest eveniment, pentru a ne prezenta o serie de lecții învățate din evaluarea rapoartelor realizate în România, deci din evaluarea calității rapoartelor realizate în România, după care voi prezenta câteva minute ideile pe care le avem noi în acest moment referitoare la modul în care ar trebui să fie structurată, organizată și ce componență ar trebui să aibă rețeaua de evaluare din România. Și voi fi urmată de Bogdan Alexa, care ne va prezenta noul site, noua pagină de web a evaluării de fonduri structurale, de fonduri europene și structurale de investiție din România. Cuvântul de încheiere va fi rostit de asemenea de doamna Claudia Măgdălin. Acestea fiind spuse, ar trebui să-i dau cuvântul doamnei Claudia Măgdălina pentru a lansa de fapt cu adevărat, nu numai din punct de vedere tehnic și al regulilor întâlnirii noastre, acea de-a doua întâlnire a RER. Răspuns invitației proiectului pe care îl derulăm împreună cu contractorii noștri și cu dumneavoastră. În numele Ministerului Fondurilor Europene vă urez bine ați venit la această a doua reuniune. Vă mărturisesc că doream să facem un team building, dar din cauza contextului actual ne-am rezumat la o reuniune privind acest. N-aș dori să insist foarte mult, aș dori doar să folosesc acest prilej pentru a împărtăși câteva sau să vă spune câteva noutăți care au survenit de la ultima noastră reuniune. Între timp am reușit să finalizăm două evaluări foarte importante, evaluarea pe educație și evaluarea intervențiilor în domeniul ocupării forței de muncă. Evaluările sunt publicate pe noul site, deci iată că am reușit să finalizăm și prima versiune a noului site, care este, poate să fie accesat online de toată lumea. Important este că un număr foarte mare de evaluări se află în desfășurare. Și să sperăm noi, în curând vom ieși pe piață cu ultimele evaluări din planul de evaluare la nivelul acordului de parteneriat, cu cele trei teme macro, privind modelarea macroeconomică, nevoile de dezvoltare și obiectivele orizontale. Un alt eveniment, să spunem, este că s-a semnat acum două zile un acord de servicii cu Banca Mondială, care ne va sprijini în stabilirea viitorului sistem de monitorizare și evaluare pentru perioada de programare 2021-2027. În principiu, tendința este de descentralizarea sistemului, așa cum și sistemul de management în sine, are o tendință de descentralizare. Deci vor fi 8 autorități de management regionale, care probabil vor avea unități de evaluare și propriile planuri de evaluare.
Va mai exista o autoritate de management la Ministerul Transporturilor cu sistemul de evaluare respectiv și autoritățile de management mai multe în interiorul Ministerului Fondurilor Europene. Și va fi autoritatea de management pentru dezvoltare durabilă în minister, pentru incluziune socială și incluziune și demnitate socială, pentru o autoritate de management pentru educație și ocuparea forței de muncă, va fi programul pentru tranziție echitabilă. Nu știu, dar sper, cred că nu am mai uitat alte programe, dar în fine numărul de programe operaționale va crește și automat și sistemele, să zicem, sistemele și numărul de evaluări sperăm noi că va crește. Regulamentul, viitorul regulament încă nu s-a aprobat, se ducă în negocieri. Dar se știe că se pune acum accent pe mai multe criterii de evaluare, relevanță, eficiență, eficacitate, valoare adăugată a UE, care trebuie definită, să sperăm că o definim în comunitatea noastră, și, bineînțeles, evaluarea de impact. Proiectul care se află în derulare și discuțiile din cadrul acestei reuniuni vor fundamenta ceea ce vom face în viitor și contăm pe sprijinul dumneavoastră. Nu mai vreau să continui să vorbesc foarte mult, pentru că sunt foarte multe lucruri pe agenda și sperăm că le vom atinge și discuta pe toate. Din câte am înțeles, temele de discuții au fost stabilite pe baza chestionar la care ați răspuns. Vă mulțumesc, vă mulțumim foarte mult, iar ceea ce s-a selectat a fost în funcție de numărul de exprimări, da, pentru subiectele respective. Să sperăm că sunt, temele respective sunt de interes și că vom avea la final niște discuții sau cel puțin întrebări pentru analiză viitoare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu. Mulțumesc și eu, doamna Magdalena. Aș dori să-i dau cuvântul colegului nostru Michele Giove, sorry Michele, care ne va prezenta o serie de bune practici referitoare la structura unui raport de evaluare, un subiect pe care noi l-am discutat și îl discutăm de câțiva ani și poate într-adevăr mai intens în ultima perioadă, pentru că au fost, așa cum spunea și doamna Magdalena, au fost elaborate mai multe rapoarte de evaluare și putem să comparăm și putem să venim cu idei în legătură cu cea mai bună manieră în care un raport de evaluare ar putea să fie structurat astfel încât să fie atractiv, să fie citit și, bineînțeles, și util. Și cred că am rezolvat și cu zgomotul de fond, doamna Șerban. Michele, please proceed. Ok, yes. Good morning to everyone. I guess you can hear me. I will present, I will have my intervention in English, but all the material is in Romanian, so I guess you can easily follow. And for the question, don't hesitate also to write the question even to me in Romanian, it's not, there is not a problem. As we were saying in the beginning, the selection of the topics for today was also the results of an electronic survey that we ran just before the lockdown, when we planned to have this meeting face to face, and one of the topic was the most selected topic was really related to the quality of an evaluation report. So how to assess the quality of an evaluation report. So that's why we will start to first discuss about the structure of an evaluation report. And then Mr. Catalin Generaro, we will go through some example
of some, I mean, some example of what emerged in our activity, in our project, because there was an activity dedicated to analyze the quality of all the evaluation reports that are produced in this programming period in Romania. As I said, the first element of an evaluation report to assess the quality, to facilitate also the readability of the report, is of course the structure. So my intervention is built based, of course, based on an experience of 15 years in doing evaluation at a different level. In general, evaluating, I've been involved in evaluation of policy and programs. Together, so with this empirical experience, we also, of course, we try to have a look at good practices at the international level. So guide from the European Commission, OECD, World Bank, United Nations, all institutions that are assessing different kind of policy. So the idea today is to try to see what are the main elements of that should be presented in an evaluation report, and maybe to have also from yourself, if you, let's say, if based on your experience you find yourself in our proposal. Of course, this is not really we don't want to say that this is a unique approach, but probably this is the most common. So it will be also interesting to have from you your experience and eventually to integrate what you will see today. We consider that these six elements should be part of an evaluation report. So some an introduction to the report, the description of the context of the evaluation, the description, of course, of the methodology that has been followed, the presentation of the finding and the results, and based on the finding and the results, of course, the conclusion, and what cannot should never miss are the recommendation to how to improve the policy. We put as a sixth element the executive summary, of course, because let's say it's something that is written at the end, but of course in the structure of the report it's something that I would say either is presented at the beginning of the document, but usually it's a document that we will see when we will treat it in particular. It's something, it should be a document that can should be read alone, as a standalone document that summarizes the entire evaluation report. This is a type of approach, and these elements is based on my experience are the elements that should be there no matter what kind of evaluation is in place. If it's a program evaluation, if it's a policy evaluation, if it's ex-ante, in itinerary, ex-post, these are the main elements that are common to all evaluation. In the introduction, of course, in the introduction, what need to be presented is, of course, the scope and the objective of the evaluation. So here it can be detailed if it's an ex-ante evaluation, itinerary, ex-post, or if it's an ad hoc evaluation. So to present basically what are the elements that are taken into consideration and with which aim this evaluation has been implemented, plus presenting briefly the context of the policy or the program that are the object of the evaluation. In the introduction, it's also good to have, let's say, already a presentation of the main beneficiary. I mean, who are the main beneficiary to whom this evaluation is addressed? Who are the main reader of the documents? And for them to prepare anyway a guide. So not only presenting the structure and the rationality behind the structure of the documents, but also to help the reading of the documents by introducing where possible and where it's needed, especially in some cases where there are different acronyms, or in case there are some terms that it's important to be clarified how they've been interpreted in the context of the evaluation, it's good to have a glossary. In this manner, of course, when presenting the object of the evaluation, its scope and the main elements of the evaluation, it's important to anticipate what are the research questions, what we call the evaluation questions, that
the report will answer. After this introduction, it's important to present, let's say, we said here the context of the evaluation is better, it should be the context of the policy or the program that is analyzed. In order to answer to the research or to the evaluation question, it's important to present and to reconstruct the logic of the intervention. So to define what are the needs and the problems that the public intervention is supposed to solve, what are the expected effects, and in fact, also what are the links between, let's say, the needs and the expected effect. How, basically, what is the theory behind the logic of intervention, how from the activities that are eligible within the policy, how, let's say, the objectives can be reached and the problem and the needs can be satisfied. In order to, once it is presented, let's say, this scheme, this the context, this the logic of the intervention, it's important to identify also a map of all the stakeholders. Where we have seen in introduction are presented mainly the main beneficiary of the evaluation. In this case, are all the stakeholders that may have relevant information for the evaluation, but they can be also interested into the results of the evaluation. So basically, introduction, we were talking about the readers of this evaluation. Here, we are talking about all the stakeholders that can play a crucial role in order that the evaluation reach his main objectives. Once the logic of intervention is presented, and we have presented also the evaluation, the question, the research question that need to be answered, it's important to present in a very transparent manner the methodology that is used. Of course, based on the type of evaluation, you may have a lot of type of approach that can be followed. So a lot of methodology, a lot of type of methods that you can combine. What is important is to present in a clear manner what we call, let's say, the evaluation metric. So for each evaluation or research question, it's important to present how the evaluators have interpreted this evaluation. So what are the specific hypotheses that need to be tested? How this need to be tested? Based on the reconstruction for each evaluation question of a set of indicators, or eventually, if there is not the possibility to create a quantitative indicator, some descriptors, so also from a qualitative point of view, how the hypothesis will be tested. And of course, how these indicators and these descriptors follow which methodology will be, let's say, quantified, and what are the sources of the information. This is extremely important because make the evaluation process transparent. In this section, in fact, this is something that as evaluator, I always find as a crucial to establish also what are the limits. Whenever we define the methodology, let's say we started to approach the evaluation of a program, we start to design theoretically following the literature, following our experience, we start to define how each evaluation question can be answered. Of course, in the implementation of the evaluation, we might find that the methodologies need to be refined because some information are not available, or some other contextual factors intervene. Plus, also, it's something that sometimes are the evaluators, based on the objective of the evaluation, that can prefer some methodology or other methodologies. In order to justify each choice that is done from a methodological point of view, this is really important to be extremely transparent in presenting also the limits, so the reason of choosing a certain approach, but also the limits that eventually may exist with respect to the chosen approach. Because of course, we will never find a unique manner to answer to some, in some cases, very high level or general
evaluation question. In this case, in fact, in the evaluation metrics, the presentation of the evaluation question can be even presented in a manner that each evaluation question can be split in some sub-evaluation questions. So in order that for each sub-evaluation question, we present the hypothesis, the indicators, the methodology to quantify them, and the source of information. And again, we are still in preparing the reader to arrive at the core of the report. After the methodological chapter, finally, we start to present how the data have been analyzed and basically to present the findings. This is important. This is, let's say, following the evaluation metrics, it's important to present how the data have been combined, so how eventually the different sources of information have been triangulated, and what have been the findings that for each evaluation question can be summarized. In fact, this is the, let's say, the core of the report, because here there are all the analysis that is done. Here, usually this is the let's say, the heaviest part of an evaluation report. But in fact, based on the number of the evaluation question, an approach that we are trying to follow anyway for this part is to maintain in the main body the main findings for each topic, for each evaluation topic, or for each evaluation question, and then maybe use some annexes where further details can be presented, because in some cases the number of the evaluation question it can be quite high. We are involved in some currently in some evaluation of some programs here in Romania, where maybe for each program we have, let's say, we call it evaluation teams, like say main topics that need to be evaluated, and for each of them we may have 6-7 different evaluation questions. So at the end we have something like 40 evaluation that need to be treated and findings to be presented with respect to them. So that's why it's really important to try to be synthetic, because we should not forget that then the effectiveness of the report, it's also is its readability. If it's a 300-400 page of report, in fact it will lose its effectiveness. Based on the findings that are summarized in this part, of course, this is what is the part that usually, based on our experience, the policymaker, they are jumping, because of course this is the part that really interested them. So they want to know the final conclusion that can be drawn for each evaluation question, and especially the policy recommendation that need to be addressed to them. So how eventually, what are the room for improvement for the policy? It's more, I mean, this part in fact is, if we think from the perspective of a policymaker, is the most relevant part. If this part of conclusion recommendation is quite clear, of course they will address also, and they will try to go into more details in the findings to better understand the rationality behind this. But in my experience, I have a lot of cases where with respect to different policymakers, even with the European Commission, where we were assessing programs at the European level, the discussion was jumping first in the conclusion, the recommendation, and after that we were moving, in fact, in discussing the single detail of the finding. So this part is extremely important, because it's finally here is the part where the evaluation or research question that we presented at the beginning find, in fact, their final answer. As I said, this is the last part. This is, in fact, the last part, as I said, but usually is written at the end. This is another crucial part of the report, because this is also the first document. As I said, it's a document that can be even extracted directly and presented as a standalone document.
As his name said to us, it's in fact it's just a summary of all the parts of the report. For us, based on our experience, it's not only that. Usually the executive summary, being a standalone document, it's also a type of document that usually should present not only the summary of all the parts, but also the language that should be used here. It can be and should be probably less technical, because this is the document that is accompanying the entire report, and that is the document that can be used to disseminate initially the results of the evaluation. So it's a document that then is the first one that is read again by policymakers, but also by citizens, for example, because it's usually it should represent not more than 10% in terms of pages of the entire report. So if we have an evaluation report of 100 pages, in no maximum than 10 pages, the entire evaluation process need to be presented. So like this, we can ensure that the key messages can really be delivered. Then of course, who is interested in getting more detailed will go through the entire evaluation report. So that's why it's important not to use a very technical language, not to use acronyms here, and so on. Again, this is something that usually is written at the end. We present it as the sixth element, but in fact, usually you will find in the structure of the report at the beginning. So even let's say before the introduction, it's you have usually the cover of your evaluation, the table of contents, and then the first thing is the executive summary. But it's in terms of process, it's something that is written at the end. I have here reported, I mean, this is whole more or less to really summarize the main elements. Of course, these need to be customized to the type of evaluation, but these elements we think should never be missing in a report. Here we reported some interesting, links. Of course, if you are interested more in the topics, just contact me. We can provide also more. One interesting thing that is a bit not very well known, but we as evaluators, at least in our team, we find it very useful, is the last one. It's a style guide that is disseminated within the European Commission. Basically, it's not a methodological guide, but it's more how a document should be written in order to give an easy readability. And it's referred to how, for example, a bibliography should be built or should be presented, how numbers need to be presented, how the punctualization in the document should be used. So if this is really a stylistical guide that, in my opinion, in most of the cases is underestimated, but this has the first impact to the reader. If these style guides are really followed, this makes the documents more readable. And we are talking about sometimes common sense rules, but I can tell you that if you go to documents, you will see that it's very rare that these are respected, about how to quote in a coherent manner documents, legislation or other elements quoted in the report, or how to present a table, how to quote the source of the table, how to present the numbers, how to use acronyms, and so on. I think this is a really interesting interesting guide. That's all from my side. I hope I stayed in the 10 minutes. Here, in fact, are missing my contacts, but I will write to you my contacts here in the chat. I hope you will also see. The chat for the Q&A. But anyway, put it in the chat and I can put it in the Q&A, Michele, without a problem. Yeah, so let me see. Probably I'm in the Q&A, but let me see where it appears and if it appears. Mm-hmm. It's inside.
Okay, I will. Let me find why. We'll deal with it for sure. We'll, one way or another, we'll find a way. Yeah. Ok, thanks a lot, Michele. Mulțumesc tare mult, Michele, pentru întreaga prezentare și pentru sursele suplimentare pe care ni le-ai pus la dispoziție. Cu siguranță sunt foarte interesante pentru, și pentru mine și pentru mai mulți participanți. În Q&A avem o întrebare de la domnul Dan Nițu, care face referire la legătura dintre întrebări de evaluare pe de o parte și întrebări de cercetare pe de altă parte. Bineînțeles că poate poți să abordezi acest subiect, so the connection between evaluation questions and research questions, also inclusiv din perspectiva de fapt structurii raportului de evaluare sau modului în care un raport de evaluare poate să fie structurat astfel încât să fie mai atractiv. Deci aceasta este întrebarea de evaluare pe care am primit-o până în acest moment și am văzut între timp, m-am uitat la întreaga listă de participanți. Avem participanți, colegi cu foarte multă experiență în domeniul evaluării, care au scris foarte multe rapoarte de evaluare. Ar fi foarte interesant să împărtășim experiența fiecăruia dintre noi în ceea ce privește poate cel mai atractiv sau cel mai bun raport de evaluare sau cel mai bine structurat raport de evaluare pe care l-am făcut noi sau l-am văzut și de ce a fost acel raport de evaluare cel mai bine structurat. Până când poate mai primim alte inputuri, Michele, if you can maybe clarify the connection between evaluation questions and research questions and the structure of an evaluation report. From my experience, let's say I use usually the terms of research question, because in fact this is coming from my old experience as a researcher. In fact, each evaluation is a study. It's a research study, basically. So let's say what I see is that in general, in each study that a researcher is approaching has some research question that to try to explore. So you observe something, you want to study a phenomenon, and you define your research question that you want to answer and that guide your analysis. In the specific case, if you are doing an evaluation, these research questions are evaluation questions. I use the terms in almost like synonyms, because in fact the structure that I presented here is not only applicable to an evaluation report. It's even applicable in a shorter manner, for example, to a scientific paper if you are doing an analysis of something. So that's why I used in the same manner these two terms. Let's say the research question are more the general question that are guiding your research. Since we are talking about evaluation, this became evaluation question. I see probably another question. How to connect the theory of change and the hypothesis you mentioned. Okay. The connection here, between theory of change and the hypothesis. Here I have to say there is a lot of approach, and sometimes it creates even confusion. This is my point of view as evaluators. First of all, when you reconstruct the logic of the intervention, this is the logical structure of the intervention that usually has some specific elements, like, as I said, the problems and the needs first that the policy, or in case the program, wants to address. Together with this, these needs need to be addressed by a list of eligible activities. So what in practice the policy allowed to finance, to support, or the programs. These activities are supposed to produce some results, some concrete results. Like, for example, if we're talking about a program of that is aimed, so the problem is the high unemployment in a specific area. So the eligible activities, let's imagine there are some trainings done to not employed people. So this activity will produce some results that are, for example, a number of people that are trained or a number of people that get a certification. These results, let's say, can provide in the short term an increase of the level of competencies of these people, meaning increase their
let's say, their possibility to find a job and to meet the demand, the supply of the job. And in the long term, this should conduct to a reduction of the unemployment rate. This is the logic of intervention. Basically, the logical link between activity, trainings, meaning certification, employability, and reduction of the unemployment rate. This element constituted the logic of the intervention. Now, the mechanism that is behind, how the fact that I'm delivering a training will get me to a more, let's say, to people that get a certification, and how this certification will allow them to be more employable and to find a job, these are the conditions that are behind, and it is the theory that we call the theory of change that is behind these logical elements. How we build these elements? The logic of intervention, as evaluators, we reconstruct if we are, for example, in an itinerary or an ex post evaluation, looking at the official documents. So what was the problem that the policy or the program was supposed to solve? We go to the documents that usually there is a context analysis where it's expressed. In this territory, we have this problem, and so on. This is the situation of our target group. And then there are presented, of course, in different documents, what are the eligible activities. And also, we can have a look at some operational or strategic indicators that the target indicators of the program to identify the expected effects in the short term and in the long term. And we reconstruct the logic. Then, based on an analysis of the literature, we reconstruct the theory that is behind. So to assess, is the logical link between the elements that the policymaker put in a logical manner can really work? What are the elements that we should take into consideration? What usually has been demonstrated in literature when you have a certain type of intervention? Can we anticipate or can we confirm that the expected effects that are described in the official documents really reflect what is reasonable to expect? I hope I provide an answer to this question. Ok, thanks a lot, Michele. Sperăm, domnul Nițu și doamna Șerban, că v-am răspuns la întrebări, la ambele întrebări. Dacă doriți detalii suplimentare, vă rog eu tare mult să ne anunțați, eventual să mai revenim la sfârșitul evenimentului. I-aș da acum cuvântul domnului Ghinăraru pentru a prezenta al doilea subiect al întâlnirii noastre. Domnul Ghinăraru, pentru că suntem avem o mică întârziere de, foarte mică întârziere de 5 minute, v-a jucat tare mult, dacă se poate, să menținem ritmul și să respectăm în măsura, bineînțeles, în care se poate agenda. Deci aveți 10 minute la dispoziție, după care sper să avem o discuție foarte aprinsă încă 10 minute. Da, mulțumesc foarte mult, sper că mă auziți, doamnelor și domnilor, în această după-amiază. Ceea ce vreau să vă prezint eu sunt câteva lecții, mai să spunem, învățate din evaluarea rapoartelor de evaluare realizate în România, rezultate din activitatea comitetelor științifice, pentru cei care ați mai participat și la prima întâlnire, atunci când am făcut o prezentare a programului. Această activitate din cadrul programului de asistență tehnică, cred că pot să mișc eu slide-urile, nu? Această activitate are ca obiect, să spunem așa, nu neapărat evaluarea evaluatorilor, pentru că nu facem treaba asta, ci evaluarea rapoartelor de evaluare realizate de către evaluatori. Mulți dintre evaluatori bănesc că sunt între cei care ne ascultă acum. Nu o să dau exemple de rapoarte de evaluare, bineînțeles, nu e locul meu aici și nu voi face acest lucru, mai ales în condițiile în care sunt o serie de evaluări ale acestor rapoarte sunt în curs, de fapt. Un astfel de comitet științific chiar lucrează în momentul de față când noi discutăm aici, deci iată că sunt și unii care muncesc în timp ce noi vorbim. Așa. Această activitate urmărește, practic, să vadă dacă aceste rapoarte de evaluare, în primul rând, îndeplinesc anumite criterii de calitate din punct de vedere al conținutului tematic, să spunem așa. În al doilea rând, dacă reușesc să aibă o acuratețe metodologică
Și aici acest următor lucru, metodologia nu este neapărat o normă, deci nu trebuie interpretată ca o normă rigidă. Metodologia este un indicativ întotdeauna, este de fapt talentul evaluatorului, ca să spun așa, și nu mă refer de acest cuvânt talent, în a ajusta metodologia la cazul și circumstanța respectivă, la cazul și circumstanța specifică, pentru că așa cum a spus Michele mai devreme, de fapt fiecare evaluare e o cercetare. Fiecare cercetare e un proces de inovare. De fiecare dată când cercetăm și inovăm, venim întotdeauna cu ceva nou. E imposibil să nu venim cu ceva nou. Și în fine, în al treilea punct de vedere, ar fi cel care, al limbajului pe care îl folosim. Am lăsat asta la urmă, dar să știți că nu este cea de pe urmă chestiunea limbajului, ci este chiar cea din tâi chestiune, pentru că fiecare raport de evaluare e un mesaj. Un mesaj care vine către decidentul de politică pentru acțiunea corectivă. Deci, atenție, fiecare raport de evaluare e un mesaj. Cu cât e mai clar, cu atât e mai bine. Noi am desfășurat deja foarte multe activități în cadrul comitetelor științifice de evaluare a unor rapoarte. Deja activitatea asta a început să prindă aer foarte puternic. Și din ceea ce am văzut, o să încerc să sumarizez așa în câteva slide-uri, ce ar recomanda un bun raport de evaluare? În primul rând, trebuie să existe un răspuns foarte clar, precis și cât mai neechivoc la întrebările de evaluare. Deci vedeți chestiunea cu întrebările de evaluare pe care chiar a spus-o. E foarte important. Răspunsul clar, precis și neechivoc. Un limbaj foarte clar și ușor de înțeles. O metodologie bine articulată în jurul unor metode relevante pentru obiectul evaluării. Deci nu facem aici un magazin, un bazar de metode. Nu. Acele metode care sunt realmente relevante. Și o bună utilizare a datelor. O să revin asupra acestei chestiuni cu datele, pentru că este fundamentală. Atențiune, mai multe date nu înseamnă o mai bună analiză sau mai bună evaluare, după caz. Non multum sed multa. Deci nu această chestiune a munților de date nu este cea mai bună, nu este cea mai bună metodă de utilizat. Rapoartele de evaluare trebuie spus, se prezintă documente cu caracter eminamente tehnic și un suport pentru decizia de politică în materie. Deci, da, într-adevăr, o evaluare este o cercetare. Este adevărat? Este foarte adevărat. Da, la fiecare evaluare obținem ceva nou. Iarăși foarte adevărat, este un proces inovativ. Dar, nu, fiecare cercetare nu este fiecare evaluare nu este o carte și nu este un studiu de cercetare. El este un suport pentru decizia de politică în materie. Nu se uita niciodată acest lucru și acest lucru nu trebuie să uite nici cei care fac rapoartele de evaluare și nici cei care evaluează rapoartele de evaluare. Nu facem cărți, nu scriem tratate, scriem elemente pentru decizia de politică în materie, ca atare un raport de evaluare bun, asta am observat din ceea ce am evaluat, trebuie să aibă un caracter informativ pentru decident. Deci el trebuie să informeze pe decident și informații trebuie să fie informații utile, nu trebuie să umplem cu informații care nu au niciun fel de utilitate, păstând, bineînțeles, robustețea tehnică. Dar, atențiune, nu scriem cărți. Da, e o cercetare, dar nu produci studii de cercetare și cu atât mai puțin nu produci în cărți sau tratate. Ce am desprins noi ca bune practici, așa, și o să vedeți că aceste bune practici pe care le-am desprins ne-au fost confirmate. Deci n-am spus lucruri care n-ar fi reale. Și e foarte bine că am găsit o confirmare și am găsit o confirmare externă, o să vedeți. Imediat o să vă prezint o chestiune foarte interesantă. În primul rând, cele mai bune rapoarte de evaluare sunt cele succinte. Aici o să fac o mică paranteză, dacă mi este îngăduit, în legătură cu caracterul succint, pentru că și colegul meu a spus unde rapoarte de evaluare de 300, de 400 de pagini, într-adevăr. Limbajul și limba reprezintă un instrument foarte, foarte important. Asta știm de la ESOP, da? Deci din Antichitatea Greacă. Limba e cel mai bun lucru și limba e cel mai rău lucru. Limba evoluează împreună cu societatea, cu economia. E adevărat că limba română nu oferă deocamdată atât de multă precizie și concizie cum oferă instrumentul limbii engleze, dar cred că trebuie să lucrăm astfel încât să putem să obținem această precizie și această concizie, pentru că, într-adevăr, cele mai bine apreciate rapoarte au fost cele succinte. Acolo unde, într-adevăr, s-a văzut că se știa ce storiește. Cele care au mers pe 300-400 pagini, sigur că au pierdut orice, pentru că e ca și când ai merge într-o pădure în care e plin de mărăcini, de lăstării și bineînțeles că nu poți să te orientezi. De asemenea,
detaliile tehnice trebuie să fie dozate să încât să nu plinți înțelegerea de ansamblu a mesajului raportului. Și un lucru foarte important, vedeți, într-adevăr, se pune accentul pe metode de modelare, dar atențiune, trebuie să folosim modelarea astfel încât să obținem o valoare adăugată cu adevărat. Deci introducerea modelării economico-matematice, introducerea modelelor în interiorul rapoartelor de evaluare, folosirea lor pentru a răspunde la întrebările de evaluare, trebuie să aducă neapărat o valoare adăugată. Dacă nu aduce o valoare adăugată, atunci trebuie să ne mai gândim cum folosim și ce folosim. Pentru că câteodată o bună analiză descriptivă, să știți că poate să facă mai mult decât o modelare care e mediocră. Și am văzut anumite rapoarte de evaluare care într-adevăr încercau să modeleze, dar rezultatele pe care le obțineau nu erau cele mai convingătoare. Câteva chestiuni legate de ceea ce facem noi aici, deci ca să fiți informați, sunt 15 comitete științifice constituite, fiecare au 3 membri. Membrii sunt din mediul academic, deci sunt profesori universitari de regulă și sunt persoane care, să știți că nu sunt implicate în activitățile de evaluare, deci sunt persoane cu totul și cu totul independente. Trebuie să vă spun că activitatea asta pe care am făcut-o noi a rezultat în niște îmbunătățiri și le-am văzut, să știți, în special foarte multe progrese înregistrate de la rapoartele inițiale la primul raport de evaluare. Deci nu a fost în van, nu a fost în gol această activitate pe care am făcut-o. O chestiune foarte importantă este faptul că aceste concluzii pe care noi le-am tras, să spunem așa, sau membrii comitetelor științifice au tras, au fost confirmate de un peer review pe care l-a făcut comisia și de o discuție pe care am avut-o noi ca un follow-up la peer review al comisiei, și anume că, într-adevăr, e o chestiune legată de concizie, e chestiune de limbaj, este chestiune legată de folosirea modelelor economico-matematice. Deci toate astea au fost, toate aceste concluzii care au ieșit din ceea ce am examinat, noi au fost confirmate de evaluarea comisiei. Există însă o chestiune și mai importantă, ca să spun așa, și anume modul cum răspund evaluatorii la termenii de referință. Și asta a fost o chestiune care am discutat-o puțin în follow-up la acel peer review, pentru că, vedeți dumneavoastră, iarăși ne întoarcem la chestiunea cu întrebările de cercetare, întrebările de evaluare. Foarte bună întrebare, întrebare despre întrebări. Și ajungem la chestiunea, există răspunsuri greșite? Nu, nu există răspunsuri greșite, există întrebări incorrect formulate. Deci, nu ești de acord, Laura, nu face... Dă din cap, uite, dă din cap. Dacă îmi permit să intervin, am văzut în viața mea de evaluator, ca să mă exprim așa, cel puțin 50 de, nu, mai mult de 100 de termeni de referință, da? Cu întrebări mai simple, mai complexe, mai clare, mai neclare, cu întrebări mai standard, mai nestandard, deci o serie foarte, foarte, foarte largă, fiecare organizație internațională are abordarea ei. Din punctul meu de vedere ca evaluator, din acest motiv ai oferta tehnică, din acest motiv ai matricea de evaluare și raportul inițial, ca să clarifici întrebarea de evaluare. Da, deci, mă rog, scuze, și nu mai intervin. Eu te văd, e foarte bine, dacă înseamnă că ți-a trezit atenția. Deci asta e bine. Deci, cu alte cuvinte, nu există neapărat rapoarte de evaluare nerelevante, s-ar putea să existe, și asta e o chestiune care a ieșit din peer review comisiei, s-ar putea să existe termeni de referință deficient formulați. Da? Și în opinia expertilor de la comisie, există termeni de referință care sunt mult prea restrictivi și lasă mult prea puțin la latitudinea evaluatorului. Imaginația evaluatorului trebuie cumva stimulată. Dacă fiecare raport de evaluare e un studiu de cercetare și ca cercetător nu pot spune decât cercetarea este inovare, deci înseamnă imaginație, un termen de referință foarte restrictiv înseamnă mai puțină imaginație și mai puțină cercetare și mai puține soluții inovative și trebuie să venim cu propuneri și recomandări. Acelea sunt soluții, sunt soluții pe care le oferim. Deci atenție, prea multe detalii în termeni de referință pot deveni o piedică în calea unei bune și corecte perspective, da? Și atenție, bună și corectă perspectivă permite acțiunea corectivă, pentru că până la urma urmei, evaluarea are un scop, nu o facem doar ca să o facem.
Evaluarea are scop, are de scop acțiunea corectivă a decidentului de politică. Acțiunea corectivă, acesta este scopul ultim al oricărei evaluări. Nu o să mai abuzez foarte mult de răbdarea dumneavoastră, dar numele meu este Cătălin, deci de la Catilina, quando abuzando Catilina, paciencia noastră. Sunt și niște lecții pentru comitetele științifice, deci învață și ei, să știți, învață și colegii mei din comitetele științifice, ei nu încearcă numai să dea lecții, adevărat că mai majoritate sunt profesori și sunt tentați să dea lecții, există o tentație extraordinară a lecții, dar învață și ei și au învățat că rapoartele de evaluare, în primul rând, sunt documente suport pentru decidenți și nu pot fi tratate de teorie. În consecință, accentul pe recomandări am încercat și cred că am reușit în ultimele exerciții să cadă pe aspectele practice, pe claritatea concluziilor, pe plauzibilitate, pe aplicabilitatea metodelor. Da? Evaluatorii răspund la cerințele caietelor de sarcini și de aceea am considerat necesar și acum am reușit să facem acest lucru, să aducem caietele de sarcini la cunoștința membrilor comitetelor științifice, pentru că evident, atunci când se realizează evaluare, trebuie să știm de unde, de la ce au pornit evaluatorii. Ceea ce aș vrea să recomand ar fi ca poate să mai avem mai mulți termeni de referință la evaluare, pentru că comitetele științifice ar trebui să evalueze și termenii de referință. Așa. Bun. În principiu, ca o remarcă de final, nu pot să spun decât că evaluatorul trebuie să-și folosească, ca și membrii comitetelor științifice, trebuie să-și folosească propria judecată, da? The best judgment, da? De distinție, dacă vă spuneți peste mine, nu au nimic. Deci există o chestiune de distinție sau de discernământ care e absolut necesară în activitatea de evaluare, până la urmă, ca să ajungi la niște concluzii, să pui niște recomandări, trebuie să faci o judecată, trebuie să distingi între lucruri. Da? Deci, pars audiatul, rest distingere. Eu vă mulțumesc foarte mult. Astea au fost câteva aspecte care le-am identificat din activitatea aceasta pe care o desfășoară comitetele științifice. Dacă aveți întrebări, vă stau permanent la dispoziție. O să pun și eu contactele mele aici pe chat și în continuare o dezbatere cât mai vie. Mulțumesc foarte mult, domnul general. Ar dori să intervină doamna Magdalena și după ce intervine doamna Magdalena avem o remarcă și, de fapt, două remarci și o întrebare. O să le gestionez eu. Prima întrebare sau prima remarcă a doamnei Șerban se leagă și de prezentarea domnului Giove. Dar aș dori să-i dau cuvântul doamnei Magdalena pentru o intervenție directă la prezentarea dumneavoastră, domnul generalu. Mulțumesc foarte mult, sper să nu se mai audă zgomotul de fond, dar așa e când lucrez în open space. Doar să fac o clarificare de ce termenii de referință nu au fost supuși analizei comitetelor științifice. A fost pur și simplu din cauza faptului că și comitetele științifice au fost disponibile destul de târziu, după ce am încheiat procesul de achiziție publică a asistenței tehnice și n-am putut să așteptăm cu evaluările sau cu pregătirea evaluărilor, respectiv termenii de referință, până când devenea disponibil comitetul. Așa că am pornit la drum cu nebeneficient de acest sprijin. Dar aș mai vrea totuși să fac o clarificare și anume că peer-review-ul comisiei, unul dintre cei doi experți, high-level experts, a apreciat și a spus că termenii de referință sunt unii dintre cei mai buni pe care i-a văzut vreodată. Dar, într-adevăr, recunoaște faptul că detaliile sunt foarte multe detalii și ceea ce ar putea să reducă, da, gradul de inovativitate al pieței, să spunem. Am avut o justificare, am fost, să zic, mai prevăzători și n-am fost deschiși la risc pentru această chestiune. Am putut să facem termeni de referință clari pentru a avea, să spunem, și ai
solicita respectarea anumitor cerințe minime, și anume să se facă analiză contrafactuală acolo unde se poate, să se respecte o anumită structură a raportului de evaluare și așa mai departe. Da, deci a fost oarecum o reacție la risc, da? Dar nu ne expunem la risc. Poate că în viitor, odată ce piața se obișnuiește cu cerințele și cu evaluarea de impact, care de-abia acum a început să se facă, dar să încercăm să lăsăm spațiu mult mai mare pentru inovare. Și odată ce interesul crește și a mediului academic și a mediului de cercetare, și dacă toți lucrăm împreună, poate că reușim să depășim acest stat. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu. Mie mi s-a părut că s-au potrivit foarte bine cele două prezentări, adică Michele până la urmă sau domnul Giova a prezentat o perspectivă a evaluatorului, cum din punctul evaluatorului ar trebui să fie structurat un raport de evaluare. Pe de altă parte, domnul Ghiraru a venit și a prezentat perspectiva comitetului științific asupra nu numai structurii, dar și calității rapoartelor de evaluare. Atât doamna Șerban cât și domnul Nițu au făcut o serie de, mă rog, au punctat o serie de aspecte și Michele, te rog frumos să intervin dacă tu consideri și simți că este necesar. În ceea ce privește ipotezele de care discutam puțin mai devreme, bineînțeles că ipotezele în sine nu sunt independente, ele sunt bineînțeles formulate luându-se în considerare teoria schimbării aferentă intervenție pe care o evaluăm. Și de asemenea și testarea lor ar trebui de fapt să considere această corelările care derivă, bineînțeles, din teoria schimbării. Pe de altă parte, domnul Nițu precizează că mai degrabă poate ar trebui să vorbim, sau este important să vorbim despre nivelul de încredere în date obținute și nu neapărat despre cantitate de date. Și dumneavoastră, domnul Ghiraru, punctați că, mă rog, uneori dacă colectăm o cantitate foarte mare de date, lucrul acesta ar putea să aibă anumite consecințe asupra calității raportului. Nu intru în propria prezentare, în prezentarea dumneavoastră. Și după ce Michele, domnul Ghiraru, poate comentăm pe aceste aspecte, ipoteze corelate cu teoria schimbării pe de o parte și pe de altă parte nivelul de încredere al datelor colectate. Poate răspundem și întrebării domnului Pamfil, întrebare care poate este relevantă și pentru doamna Magdalena. În ce măsură este folosită metoda sau este adresată, da, metoda Most Significant Change, atât de termeni de referință cât poate și de evaluările pe care le-am făcut până în acest moment în România? Michele, do you want to intervene? Yeah. On yes, the yes, yes. Okay, then Mr. Ghiraru. Okay. One quick comment also on the data. I mean, this is again based on my experience as evaluators. I think we have moved from a moment where the problem as evaluator was to have access to information to a moment where we have a lot of information available, but we have to analyze the quality and, in fact, how to use a huge amount of data and information. This is just my quick comment on this. With respect to the hypothesis and the theory of change behind the logical intervention, of course, it's not something predefined and fixed. Something sort of not predefined, but the idea of an evaluation, it's always to understand what works, where, and why. So it's important that we reconstruct something from the literature, because we know that there are some causal links that have been already demonstrated. But also the hypotheses need to be built based on the context where the evaluation is performed. In fact, in the theory of change, it's important also to put hypotheses related to the context. If I'm starting an evaluation now about some incentives to companies, for example, in a specific sectors, I cannot not to take into consideration the COVID situation that. So I need to take and make some hypotheses also to relate to something that is really taken from the context, that it can be
in the timing as a COVID, it's a general thing, but is happening now when we are doing when the policy is implemented, or maybe some contextual factors that happen in a specific moment during implementation of the policy or the program in the specific territory where the policy and the program has been implemented. This is from my side. Thank you, Michele. Mr. Ginoraro, would you like to scuze. Doriți să detaliați aspecte legate de cantitate versus calitatea datelor? Da, e o chestiune care cred că preocupă pe fiecare. E adevărat că, așa cum spune Michele, am depășit momentul în care nu erau foarte multe date, nu aveam acces la date, deși se mai întâmplă totuși. Adică asta trebuie luată și relativ oricum. Dar nu am depășit, din păcate, momentul în care oamenii mai cred că foarte mult înseamnă și neapărat foarte bun. Ori cred că e o vorbă românească care spune că ce-i mult nu-i bun și care se aplică și aici. Deci datele trebuie să fie date relevante, trebuie să fie date relevante pentru intervenția respectivă, pentru evaluarea respectivă și mai ales pentru, și de asemenea, pentru contextul respectiv. Da? Deci să fie date relevante și, bineînțeles, date care să fie validate întotdeauna, deci să avem cât de cât o siguranță asupra calității datelor. Foarte multe date, câteodată, înseamnă că, de fapt, nu reușim să surprindem esențialul. Da? Nu reușim să surprindem esențialul și, așa cum am spus, fiecare raport de evaluare e, de fapt, un mesaj. E, de fapt, un mesaj. Să știți că în foarte multe cazuri, la foarte multe comitete de evaluare, am avut această problemă. În sensul că membrii comitetului nu înțelegeau, de fapt, ce vrea să spună evaluatorul până la un moment. La ce au folosit respectivele date? La ce au folosit respectivele metode? De ce le-a aplicat? De ce? Și asta, în general, s-a manifestat la acele rapoarte de evaluare care făceau abuz de date, într-un fel. Da? Dacă se poate folosi această expresie. Deci foarte mare atenție la această chestiune. Într-adevăr am depășit momentul ăsta, într-adevăr avem acces la foarte multe date, tocmai acest acces este acum problema. Cum gestionăm de fapt acest acces, cum facem astfel încât ceea ce accesăm să putem folosi de o manieră judicioasă? Pentru că până la urma urmei, încă o dată, raportul de evaluare este un mesaj pentru decidentul politic, iar evaluatorul, până la urmă, trebuie să-și exercite propria lui judecată, pentru că va trebui să pună niște concluzii și să vină cu policy recommendations. Or, policy recommendations trebuie să aibă o anumită claritate. Deci vedeți că totul pornește din felul în care reușim să gestionăm această multitudine de date, acest acces extraordinar la date pe care îl avem acum și la putere computațională pe care o avem în momentul de față. Asta ar fi răspunsul meu. În continuare, eu pun accentul pe acest best judgment. Deci trebuie neapărat ca evaluatorul să-și folosească, nu știu dacă imaginația, dar neapărat propria judecată. Propria judecată să facă acest best judgment, să fie conștient că de best judgmentul ăsta depinde foarte mult calitatea raportului și mesajul pe care el îl transmite. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult, domnul Ginoraru. Dacă mai doriți să... Domnul Nițu a mai făcut o observație legată de afirmația pe care am discutat-o și noi doi bilateral în timpul prezentării. Întrebări incorrect formulate și dumnealui a pus-o în context sau a interpretat sau s-a întrebat în ce măsură faptul că acestea sunt sau pot fi incorrect formulate se referă la întrebări de evaluare sau la întrebări de cercetare. Întrebările de cercetare nu pot să fie incorrect formulate, cum și dumnealui punctează. Vreți să mai detaliați sau să adăugați ceva aici? Da, pot să adaug ceva și aici. Vedeți, de asta orice întrebare poate să fie incorrect formulată. Dacă spunem că unele nu pot fi, cred că facem o mare greșeală, pentru că everyone is as next fallible as the next one, da? Fiecare suntem la fel de supuși greșelii ca și celălalt, da? Ca și cel de lângă noi. Deci aici trebuie o foarte mare atenție. Deci există întrebări care pot fi incorrect formulate, care pot fi incorrect, insuficient precizate. Trebuie să avem o foarte mare atenție, pentru că în funcție de formularea întrebării vom obține și răspunsul.
vom obține și răspunsul. Și răspunsurile în exercițiul de evaluare sunt extrem de importante. Deci relația asta între întrebare și răspuns în exercițiul de evaluare este mai importantă decât în exercițiul de cercetare în general. Și asta vă spune un cercetător științific. Deci în exercițiul de cercetare în general, chestiunile sunt mai largi. Exercițiul de evaluare este un tip specific de cercetare, foarte orientat, foarte aplicat. De aceea am spus acest lucru, atențiune mare la formularea întrebărilor. Nu neapărat întrebări greșit formulate, deci termenul ăsta greșeală trebuie luat oarecum relativ. Sper că am reușit să răspund la întrebare. Da. Mulțumesc tare mult și sunt de acord, într-adevăr, cu cât este mai clar care este nevoia de informație, ce se dorește de la o evaluare, de la un raport de evaluare, cu atât este mai clar de evaluator să formuleze exact acea recomandare sau acel punct de vedere care să răspundă nevoilor beneficiarului. Da, și o singură remarcă, vreau să mai fac atențiune. O chestiune care am avut-o și cu membrii comitetelor științifice, deci această diferență între cercetare în general și evaluare. Pentru că această chestiune s-a manifestat și la membrii comitetelor științifice. Vedeau în raportul de evaluare o lucrare de cercetare în general, de tip academic. Nu este acest lucru, da? Nu este acest lucru. Este o lucrare informativă, orientată, care sprijină decizia de politică și mai ales măsura corectivă. Acest lucru nu trebuie uitat niciodată. Mulțumesc! If I can just add just one very quick thing to can you hear me? Yes, I can. Okay. Yeah, no, just to add one quick thing to confirm, I agree what Mr. Generaro said. In the sense, it's important to understand what are the needs of the policymaker, but with respect to this, in fact, there are some let's say guides that European Commission, OECD are providing. So I guess the possibility to write wrong evaluation question is limited if we follow this. I mean, in general, there are some evaluation aspects that OECD, European Commission, World Bank are suggesting. So in front of if we want to assess a program, usually they suggest, okay, you have to look at the relevance of the program, effectiveness, efficiency, impact, sustainability, these kind of elements. They already propose how to decline, to develop these aspects, let's say, how they can be translated this, what does it mean to assess the efficiency of a program. So they already propose some typical, let's say, evaluation question. Of course, then the policymaker can customize this question to their specific needs, to the specific program, and also the evaluator can eventually, in building the evaluation metrics, to even go further and specify it with some sub-evaluation question. And of course, there you may be a bit of risk of writing not the right question, but in general the principle behind this kind of program evaluation are, at least in the literature in this moment, quite, wouldn't say standard, but we have a lot of guidance with respect to this to avoid mistakes. Thanks. Laura. Okay. Also, aș propune, având în vedere că totuși timpul trece destul de repede, aș propune să trecem la subiectul numărul 3 al întâlnirii de astăzi, care este foarte diferit de primele două subiecte, un subiect un pic mai operațional, să-i spunem așa. Dar noi monitorizăm partea de Q&A și domnul să ne prezintă pe suficient răspunsul doamnei Măzărina și revenim și la problema ridicată sau aspectul ridicat de domnul Nițu legat de scala Likert modul în care sau răspunsul pentru întrebarea de evaluare se putea formula utilizând scala Likert. Eventual la finalul întâlnirii. Și revenim după
Nu este. Revenim la sfârșit și la întrebarea doamnei Lincaru. Cum se distinge între evaluarea politicii și eficiența implementării programului, care e o întrebare de ansamblu, orizontală, generală și la care putem contribui cu toți eventual. Acestea fiind spuse, propun să discutăm foarte pe scurt despre rețeaua de evaluare din România, ceea ce numim noi în acest moment RER. Discutăm despre lucrurile care implementă componenta acestei rețele. Voi încerca să țin prezentarea scurtă, deci să mă mențin în cele sau să nu prezint mai mult de 10 minute, așa cum am planificat. Ce aș vrea să subliniez înainte să începem să trecem prin slide-urile pe care le-am pregătit. Sunt următoarele aspecte. În primul și în primul rând, ceea ce voi prezenta eu acum, în acest moment, este de fapt și de drept o propunere. Da? Deci nu este nimic stabilit. Această discuție am început-o și la prima întâlnire a RER din noiembrie anul trecut. Este o propunere sau o viziune pe care noi am dezvoltat-o pe baza cercetării documentare sau cercetării conceptului de rețea în general și unor alte exemple de organizații profesionale sau de rețele în domeniul evaluării sau cumva conectate cu evaluarea. Deci este o propunere, nu este un lucru pe care dorim să-l impunem. În continuare, perspectiva noastră asupra RER este că această rețea ar trebui să crească organic, special datorită faptului că de creșterea ei organică depinde foarte mult și sustenabilitatea acestei rețele. În general, noi vedem RER ca o comunitate, da? Atât a managerilor de evaluare, a ofițerilor de evaluare din autoritățile de management, din unitățile de evaluare, cât și la care vor participa atât practicieni ca mine, ca domnul Jove sau alți participanți care sau alți evaluatori care participă și la această întâlnire. Bineînțeles, în comunitate noi vedem și alți factori interesați de domeniul evaluării, inclusiv și poate în special mediul academic, deși până acum am subliniat și am subliniat foarte bine cum și doamna Rus a observat și am subliniat diferențele dintre cercetare științifică și evaluare. În continuare considerăm că rigurozitatea sau percepția noastră este că rigurozitatea evaluării sau pentru a ridica îmbunătățirea rigurozitatea evaluării putem să învățăm de la mediul academic. Am avut anterior destul de multe discuții referitoare la ce ar trebui să se întâmple în cadrul RER sau ce ar trebui să facă această rețea a evaluatorilor sau rețea de evaluare din România. Ca majoritatea rețelelor pe care noi de altfel le-am și studiat, noi vedem rețeaua ca un loc în care se împărtășesc bune practici, așa cum am făcut referitoare la structura unui raport de evaluare, cum am făcut în cadrul acestei întâlniri. Împărtășim informații referitoare la poate noi metodologii sau evaluări care se întâmplă în alte țări, în alte sisteme. Schimbăm idei și experiențe în domeniul evaluării, pentru că o mare parte dintre noi, sau nu numai practicienii de evaluare, cât și managerii de evaluare, au contacte cu evaluări realizate la nivel de comisie sau, de exemplu, realizate în alte țări care nu sunt neapărat membre ale Uniunii Europene. Din toată documentația pe care am citit-o și nu, bineînțeles, și din experiențele anterioare, pentru că o parte dintre dumneavoastră poate deja știți că au mai fost inițiative în ceea ce privește coagularea unei comunități a evaluatorilor. Deci din experiențele anterioare și din documentele pe care le-am parcurs, noi ne gândim că obiectivele și rezultatele așteptării ar trebui să fie legate de promovarea procesului de evaluare, de promovarea culturii de evaluare, care include și capacitatea de evaluare și cumva o contribuție, deci rețeaua ar trebui să contribuie cumva la întărirea capacității funcției de evaluare, atât la un nivel destul de strategic, la nivel de acord de parteneriat, așa cum îl cunoaștem noi pentru 2014-2020, cât și pentru programele operaționale finanțate din fondurile europene structurale și de investiție în acest moment. Din ceea ce privește structura de guvernanță,
După cum veți vedea, am gândit cumva o structură de guvernanță pe mulată pe trei elemente, pe trei poate funcții mari, da? Pe de o parte o funcție strategică, pe de altă parte o funcție executivă și dar am ne-am gândit și la un palier tematic care cumva prin intermediul unor grupuri tematice să facă într-adevăr sau la acest nivel de timp de experiență foarte specific, da? Deci chiar pe evaluări realizate sau pe metode sau pur și simplu anumite arii. Având în vedere cele trei paliere sau cele trei arii strategic, executiv și tematic, am gândit niște structuri, după cum subliniez încă o dată, sunt o propunere, cum așa vedem noi lucrurile în acest moment, sunt mai mult decât să aflăm punctul de vedere ca viitor membri. Un rol strategic mai de coordonare, secretariatul executiv ar trebui să aibă un rol de gestionare mai operațional. Atât secretariatul executiv cât și grupurile tematice ar trebui să aibă un rol de furnizare și de schimb de informație. Mai există și rolul sau forma de finanțare, revin la acest aspect pentru că este foarte, foarte important pentru sustenabilitatea rețelei. Pe fiecare din cele trei, în special, perspective, ne-am gândit că la nivel de board, la nivel de consiliu, ar trebui să avem un președinte și un vicepreședinte. Această structură de președinte, vicepreședinte a fost gândită din necesitatea că atunci când președintele este mai puțin disponibil, vicepreședintele să poată să acționeze. Atât președintele cât și vicepreședintele, din perspective, datorită necesității asigurării sustenabilității, trebuie să fie, din punctul nostru de vedere, pentru cine nu cunoaște acest grup, este vorba de grupul de lucru funcțional pentru evaluarea performanței realizat sau organizat la nivel de la nivel de acord de parteneriat. Consiliul ar trebui să mai aibă parte și sau să mai ia parte și alți trei membri, care trei membri ar trebui să reprezinte diferite categorii, da, de participanți la RER, așa cum discutam anterior, atât manageri de evaluare, cât și practicieni, cât și poate reprezentanții ai lumii academice. Consiliul ar trebui să contribuie la să aprobe și să disemineze la nivel strategic, cum spuneam, strategia și planul de acțiune al RER, ar trebui să faciliteze, să participe și să monitorizeze acțiunile prevăzute în această strategie și în planul de acțiune, ar trebui să contribuie și să disemineze rezultatele obținute ca urmare a realizării acestor acțiuni, dar și să asigure un cadru flexibil și adaptabil pentru desfășurarea activităților rețelei. Acest lucru este foarte important. Când noi ne-am gândit aici la condițiile de schimbare, făceam referire sau aveam în minte o perioadă de programare la o altă perioadă de programare. Deci, pentru fondurile europene, acest lucru este important, schimbările pot să fie majore, după cum a prezentat și doamna Magdalena la începutul acestei întâlniri. Deci Consiliul în sine ar trebui cumva să asigure această flexibilitate și o trecere de la o perioadă la cealaltă perioadă. Secretariatul executiv ar trebui să aibă un rol mai funcțional, cum spuneam, ar trebui coordonat de un coordonator și de un asistent, din nou, același principiu, ca cineva să fie tot timpul să fie prezent și să poată să reacționeze dacă este nevoie. Din nou, coordonatorul și asistentul să facă parte din perspectiva sustenabilității, adică elaborează strategia și planul de acțiuni, dar împreună cu membrii RER. Da? O parte din aceste activități sunt prevăzute a fi realizate și vor fi realizate cu sprijinul proiectului de asistență tehnică în cadrul căruia ne întâlnim și în acest moment. Secretariatul executiv ar trebui să organizeze diferite acțiuni prevăzute în strategie și de acțiune, ar trebui să disemineze rezultatele obținute și gestionează de o manieră globală lucrurile tematice. Secretariatul executiv ar avea o funcție foarte importantă din perspectiva facilitării și interacțiunii și menținerii acestei interacțiuni cu membrii rețelei, cu dumneavoastră sau parte din dumneavoastră.
Unele tematice se vor constitui, așa cum spuneam, în funcție de nevoi. Acest model sau ideea de a construi anumite grupuri tematice a fost cumva inspirată de modelul Societății Europene de Evaluare, dar și Asociația Americană de Evaluare, cred că are grupuri tematice chiar foarte multe. Important este cumva să captăm interesele diferite ale comunității de evaluare. Poate o serie de evaluatori sunt interesați mai degrabă în aspecte legate de competitivitate, de SMEs, alți evaluatori sunt poate mai degrabă interesați de capacitate de evaluare și de cultura de evaluare și cum aceasta poate să fie întărită în instituțiile care gestionează fondurile europene. Menționam anterior funcția, da, de, sau forma de finanțare, până la urmă este vorba de forma de finanțare ARR, și bineînțeles că acest aspect este foarte important. Până la un anumit moment, acest proiect de asistență tehnică susține activitatea ARR și încearcă să animeze comunitatea de evaluatori din România, dar de la un punct rețeaua trebuie să fie self-sustainable. Trebuie să se susțină analizate anterior de măsura există resurse adecvate și sigure. Bineînțeles că resursele sunt multiple, nu vorbim doar de resurse financiare, vorbim și de resurse tehnologice și de informaționale. Prin succes înțelegem eficacitate și sustenabilitatea RER. Da? Că eficacitate, măsura în care RER își atinge obiectivele, reușește să contribuie la calitatea, la cultura și la capacitatea de valoare în România, în special pe, în are de fonduri europene. Posibilele surse financiare pentru, dar nu numai și informaționale, pentru, bineînțeles, de la taxe pentru conferințe, modelul CE. În același timp, se pot furnica foarte multe informații, se pot schimba foarte multe informații în cadrul unei ERP prin intermediul unei reviste, newsletter, standard de evaluare, acces la resurse bibliografice. Deci este de decis. Da, și în diverse vor decide cum se va asigura resursele necesare pentru ca RER să își atingă obiectivele și să fie susținut în timp. Legat de acest aspect, bineînțeles, avem membership-ul RER poate să aibă în vedere o calitate de membru individual, instituțional, din nou pe motivul SE, de fapt, dar și o calitate de membru pentru studenți. Deocamdată nu există taxă de membru, având în vedere că suntem susținuți de proiectul de asistență tehnică, dar pe termen lung trebuie să ne gândim la aceste aspecte. Și în calitate de membri RER, bineînțeles că ne-am gândit la oferi acces, ori facilitat, ori coordonat, la diferite resurse, de la resurse libere în domeniu care deja există și poate eventual de o manieră coordonată să vi le punem la dispoziție, să le punem la dispoziție membrilor RER, și acces la alte rețele de profesioniști, taxe reduse pentru conferințe și evenimente organizate la nivel internațional și național și participare, bineînțeles, la atelere de lucru și alte evenimente organizate în România. Vă mulțumesc foarte mult! Aici aveți datele de contact. Mă uit un pic, o să verific puțin Q&A, să vedem în ce măsură avem întrebări. Cred că singura întrebare este de la doamna Rus și aici Michele, dacă mă poți ajuta pe partea de gestionare în general vorbind a sesiunii de Q&A, ar fi minunat. Deci doamna Rus ne întreabă care este numărul estimat al membrilor rețelei în acest moment, al celor care și-au exprimat dorința de a face parte din rețea. Am avut câteva după cum spuneam, ceea ce poate să fie a potențialului. O acțiune foarte importantă realizată anterior a fost sondajul în rândul
potențialilor membri. Știu că avem o serie de liste cu potențial membri care cred că se ridică undeva la 300 sau mai mult de 300 de persoane, cred că chiar 400, undeva între 300 și 400, da? Deci din cele trei categorii pe care le menționam anterior. Manager de evaluare, academia și practicieni. Și cred că o parte destul de mare din participarea la RER în momentul în care am derulat sondajul pentru identificarea nevoilor potențialor membrii RER. Dar nu știu în ce măsură, Michele, să... Deci, cred că vorbim de 300-400 de membri potențiali și interesul undeva, cred că la poate 100 sau... Let's say we if I can integrate, it's true. We identified initially something like 350-400 potential participants in the same manner, in the following manner. Of course, all the let's say representative from institutions that are dealing with evaluations. So from let's say from the demand side. And from the supply side, we went through a bit who is implementing evaluation in the current period. Plus, of course, based on our experience as evaluators, we identified other potential people interested. Plus, having in mind that we have these activities with the scientific committee, we have, in fact, also the contact with the different people from academia. They are dealing with evaluation not only of programs but in general as a topic of research. But of course this is just our input to start to build a community that can be interested. The participation is based on single interest. So it's open to everyone. I mean, all the participants, for example, for this event, in this event, can disseminate the news that we are building this community. So it's not a closed project or led just by us. We have among our activities in this project to support the creation of this network. But then it should be a network that should be able to stay alive autonomously, let's say. I see other question related, first of all, on the responsibility, so the juridical status of the RER. I think you touch a bit, but maybe you can clarify. I can. And just to summarize the other question, the application process, how can it be part? I think we will touch this also after when we will present the website, because we will have there a section on the website where basically provide the availability of being part of it. And okay, and then there is another question about the committee, how they will be selected, the committee of this within the RER. And if it's an open structure, yes, it, as we said, it's open to everyone, basically. Yeah. Thanks a lot, Michele. În legătură cu întrebarea referitoare la responsabilitatea RER și statutul juridic al rețelei, e o întrebare foarte bună, o întrebare la care noi ne-am gândit foarte multă vreme și am discutat, cel puțin noi intern, da, am discutat mult în legătură cu, până la urmă, statutul și sau forma juridică pe care rețeaua ar trebui să o aibă. Am văzut în jurul nostru foarte multe, deja sunt organizații care sunt ONG-uri, practic, da? Deci au personalitate juridică. O parte dintre acestea funcționează mai bine, mai intens și participarea este mai activă a membrilor, o parte nu. Am văzut și exemple de rețele care efectiv este adevărat că sunt susținute de cele mai multe ori de o organizație publică, da, de exemplu de Comisia Europeană,
rețeaua evaluatorilor, rețeaua evaluatorilor atât pentru a, cumva a fi afiliată, poate e un cuvânt, nu cel mai potrivit cuvânt, rețeaua evaluatorilor care aferentă, să spunem, Digi Regio, dar și Digi Agri, dar are o rețea evaluatorilor destul de extinsă la care participă reprezentanții statelor membre. Până la urmă, noi am lăsat un pic acest aspect, l-am lăsat un pic deschis să-l decidem împreună cu viitorii membri RER atunci când lucrurile se coagulează. Cred că e am văzut, se poate, RER poate să fie funcțional, eficace și sustenabil și dacă are personalitate juridică și dacă nu. Elementele care condiționează de fapt această eficacitate și o rețea puternică sunt legate într-adevăr și de anumite resurse financiare, dar se leagă foarte mult de relevanța activităților care se realizează și măsura în care într-adevăr membrii înșiși ai rețelei aduc ceva în rețea și primesc ceva din rețeaua respectivă. Ca responsabilitate, bineînțeles, suntem evaluatori și ne gândim la accountability, etc. Din nou, cred că poate mai degrabă aici ne-am gândit și ne-am dat seama și din întâlnirea anterioară și din discuțiile anterioare că trebuie să cumva să manage expectations, adică ce poate să facă RER. Într-adevăr, credem că RER poate să contribuie la calitatea evaluărilor prin anumite discuții de genul celor pe care le-am avut astăzi. Poate să contribuie și la cultura de evaluare prin evenimente în cadrul cărora comunicăm rezultatele evaluărilor pe care le-am realizat împreună. Dar a fost un pic mai dificil să ne gândim la o structură care să aibă și personalitate juridică și care să aibă un mandat foarte, foarte puternic și, mă rog, și pe care să mă rog, RER sau structurile care gestionează RER să fie trase cumva la răspundere. Dar bineînțeles, după cum spuneam, aceasta a fost o propunere și în discuțiile ulterioare o să mergem în direcția în care consideră membrii RER că trebuie să mergem. În ceea ce privește, încă nu am formulat o procedură foarte clară pentru a, mă rog, a fi nominalizat sau a fi selectat sau a fi ales în pozițiile respective. Întâi trebuie, cred că, da, să decidem dacă pozițiile pe care le-am propus și rămân, dar cu siguranță acest lucru se va întâmpla foarte în curând și mulțumim, domnul Panfil, că ne-ați impulsionat în această direcție. Vă rog să furnizați linkul la site. Cred că nu mai sunt întrebări și domnul Panfil, prin rugămintea lui de a furniza linkul la site, ne ajută să facem o trecere către ultimul subiect al întâlnirii noastre. Okay. Colegul nostru Bogdan Alexa va prezenta exact acest subiect în pagina de internet, noua pagină de internet a întregii funcții și a întregii activități de evaluare din pe fonduri pe FESI, bineînțeles, din România, și o să vedeți acolo și anumite secțiuni care fac referire la RER, care vor fi populate, o parte din ele au fost populate în acest moment, o parte vor fi populate ulterior după ce vom lua anumite decizii împreună. În orice caz, ca, mă rog, o concluzie a noastră a întregii echipe, o preliminară a întregii echipe în ceea ce privește activitatea RER, deci această concluzie ar fi faptul că clar putem să facem pasul următor. Da, înspre a defini maniera de alegere sau de nominalizare a acestor structuri și organizarea de altor activități. Interes există și lucrul acesta ne bucură foarte mult. Acestea fiind spuse, aș da cuvântul domnului Alexa să ne prezinte pagina de internet, noua pagină de internet evaluarestructurale.ro. Mulțumesc tare mult!
Bogdan, we cannot hear you. Just a second, please. Oh, okay. Good, thanks. You can hear me now? Da. Bună ziua, numele meu este Bogdan. O să vă prezint noul site evaluarestructurale.ro. O să vă zic în primă fază o scurtă descriere a portalului Lifeway pe care s-a creat acest site. În primul rând, portalul Lifeway este foarte ușor de folosit și intuitiv. Portalul Lifeway este un sistem deschis, oferă acces liber la datele din interiorul sistemului conform drepturilor de acces. Are capabilitate de funcționare pe mai multe platforme hardware, are capacitatea de a se integra cu platforme și tehnologii de ultimă oră, se poate interfața ușor cu alte sisteme informatice. Portalul de asemenea este un sistem flexibil și scalabil și o să enumer aici câteva caracteristicile principale a unui astfel de sistem. De aici enumerăm adaptarea la noi cerințe, se face ușor datorită modalității de proiectare, capacitatea sistemului de a suporta fără a afecta performanțele un volum mare de încărcare sau de a permite redimensionarea hardware. Din perspectiva graficii, portalul utilizează tehnica Responsive Web Design. Aceasta este o tehnică de abordare de web design cu scopul realizării de site-uri pentru a oferi utilizatorilor o interfață de vizualizare optimă și prietenoasă. Acum revenind la site, site-ul are mai multe componente. Componenta de header cu principalele elemente de identitate vizuală, componenta de meniu, care are aceste meniuri expandabile, avem meniu în partea de sus, dar și în partea din stânga, partea efectivă unde se adaugă articolele și partea de footer în care se găsesc informații despre proiect. Revenim la header, avem secțiunea de autentificare în care accesul site se face securizat în baza utilizatorului și a parolei. În cazul în care un utilizator nu are un cont, poate să-și creeze contul. După crearea contului, se va putea autentifica în site, dar după autentificare efectiv va trebui să aștepte un rol și și permisiuni din partea unui administrator pentru a face operațiuni efectiv în cadrul site-ului. Site-ul este de asemenea bilingv, de exemplu în secțiunea de politică de evaluare, în momentul actual este pe limba română. Dacă dorim să trecem pe limba engleză, apăsăm pe tag și articolele vor fi în limba engleză. De asemenea, în site oferă funcționalitatea acestui motor de căutare care caută în toate site-urile, iar răspunsul căutării poate fi împărțit pe mai multe categorii. De asemenea, acest motor de căutare are și capabilitatea căutării în cadrul unui document dacă acesta este PDF. O să revin la secțiunea de acasă. În secțiunea de acasă observăm acest carusel. În acest carusel vor fi ultimele anunțuri din cadrul site-ului. Acest carusel are și funcționalitatea ca în momentul când se apasă pe site, acesta se duce în anumite secțiuni. De exemplu, acum am intrat într-o secțiune am intrat într-un raport de evaluare. O să vă prezint câteva secțiuni din cadrul site-ului. Secțiunea Biblioteca de evaluare, în care se regăsesc rapoartele și studiile. În cadrul rapoartelor de evaluare, secțiunea este împărțită pe ani. Fiecare an are o serie de rapoarte adăugate. O să merg pe 2020. O să deschid un raport. Funcționalitatea portalului, putem previzualiza raportul și parcurge toate paginile din această interfață, sau raportul se poate descărca
și se poate vizualiza în format PDF în cadrul browserului. Momentan s-a deschis în format PDF din browser, dar se poate deschide și din Adobe Reader dacă l-aveți instalat pe calculator. O să vă prezint o altă secțiune, evenimente care e împărțită în evenimente viitoare și trecute. De exemplu, la evenimente trecute puteți să vedeți zona de conferințe, toate conferințele care au fost efectuate. Secțiunea de buletin informativ, aici aveți regăsi ultimile informații care vor fi adăugate. Secțiunea de resurse de evaluare, aici veți găsi date despre resurse în sine. Aveți și zona de formular. În zona de formular puteți lua legătura cu persoanele care administrează site-ul. Pe scurt, am făcut o scurtă prezentare. Dacă aveți întrebări, vă rog. Mulțumesc tare mult, Bogdan. Doamna Rus are o sugestie, dacă reușesc să o văd. Mi s-ar părea utilă împărțirea studiilor, rapoartelor pe teme, pentru că nu anii sunt cei după care cauți o lucrare, sugerează doamna Rus. Din punctul meu de vedere, da, și o abordare tematică ar fi foarte utilă. Din câte mi-aduc eu aminte, Bogdan, era posibilă o căutare. Exista o funcție de căutare în biblioteca de evaluare, nu? Da, există o funcție. Care permite căutarea pe cuvinte cheie și care atunci ar permite extragerea din biblioteca de evaluare a rapoartelor cele mai relevante. Exact. Asta ar fi poate o soluție. Deocamdată până când ne gândim la această sugestie și o să ne mulțumim tare mult, doamna Rus, pentru sugestie. O să ne gândim și o să ne uităm la structura site-ului să vedem în ce măsură și cum putem să organizăm studiile și rapoartelor pe teme. Din câte știu eu, până la acel moment avem oricum funcția de căutare, da. Din câte știm noi, nu mi-e foarte clar cine a intervenit. Claudia Magdalina, asta vreau să spun, că se poate căuta după funcția de căutare, deci, da, după cuvinte cheie. Ok, eu nu mai am alte întrebări în Q&A. Ce fel de ebada avem? Domnul Panfil, ce fel de instruire aveți în vedere? Mulțumesc. Cred că ar fi util ca fiecare raport să aibă atașat și caietul de sarcini și raportul metodologic. Da, mulțumim pentru sugestie. O să discutăm și această observație cu doamna Magdalina, cu întreaga echipă. Mulțumesc, doamna Dumitru. Domnul Panfil, ce fel de instruire aveți în vedere? Pentru că nu mai avem foarte, foarte mult timp. Domnul Panfil, o să vă rugăm să puteți să mă și contactați eventual sau să îi contactați pe colegul, pe domnul Giove. În orice caz, pe site este o listă a instruirilor. Cu siguranță este o listă a instruirilor care au avut loc. În măsura în care informația nu este încă pe site, o să vă o furnizăm cu plăcere. Iasă așa, deci nu, ce fel. Mulțumesc. Vă gândiți la un cadru, domnul Panfil întreabă dacă ne gândim la un cadru ocupațional de evaluare. Nu ne-am gândit în cadrul proiectului, cel puțin până în acest moment. Vă referiți la un standard ocupațional? Un standard ocupațional pentru ocupația de evaluator de program. Ocupația de evaluator. Poți să-mi dai voie mie să răspund eu puțin? Da, sigur, domnul general, vă rog.
Așa, deci domnul Pamfil, e o idee foarte interesantă. Dacă dumneavoastră vă aduceți aminte de prevederile legislative referitoare la chestiunea asta, cred că cel mai potrivit cadru pentru ca să apară o propunere de standard ocupațional ar fi tocmai rețeaua de valori organizată ca un fel de asociație. Pentru că, în general, foarte multe din standardele ocupaționale așa pornesc, să știți, de la patronatele, la sindicate, la asociații profesionale și apoi ele se duc către comitetele sectoriale care funcționează pe lângă Autoritatea Națională de Calificări, sunt aprobate, sunt avizate și ajung să devină după aceea normative. Deci, dacă vreți un standard ocupațional, cred că ar fi una din chestiile foarte importante pe care le-ar putea face rețeaua, ar fi un legacy fantastic. Da? Deci noi putem să ajutăm la chestia asta, noi putem să vă ajutăm, dar ar trebui să pornească de la o asociație de genul ăsta, de la profesioniști să pornească, ca să putem după aceea să ajungem cu propunerea către comitetul sectorial, să luăm avizele necesare, sunt niște avize care trebuie date până ajunge la ANC, până se aprobă și devine standardul ocupațional, care după aceea trebuie respectat atunci când se face orice pregătire, orice formare profesională pe chestiunea respectivă. Cred că am răspuns așa cât de cât, dacă, da? Mulțumesc! Mulțumim tare mult, domnul Dimitaru. Mai dorește altcineva să-i Michele? If I can add something on this, but of course, this is my personal point of view. Regarding introducing a standard for employment evaluators, I've been part of different evaluation network, Italian, European, and so on. And this is a huge debate. Of course, as Mr. Gennaro said, it may be something that within the RER can be discussed and eventually presented. There are pros and cons. At the end, I don't think that other associations, they arrived at the definition of standard to be classified or recognized as evaluator, but more on standards for the evaluation in se. The introduction of a sort of certification or recognition for evaluators, but again, this is my personal point of view, may just have the reduction of the possible number of people working on the topics, when the main attention should be on the quality of the work produced. I think is the credibility of the single evaluators when doing evaluation. It's more important than the reputation of the single evaluation or the company doing evaluation. Is more important, is more effective, not more important than just being certificated or meeting some criteria. But I repeat, this is my point of view, and the RER can even treat these topics and maybe decide to introduce this instrument in Romania. Thank you, Michele. Doamna Măzgărina, doriți să mai interveniți pe acest subiect? Standard ocupațional? Obiectivele pe termen lung, pe termen scurt, le putem stabili împreună. Prima dată cred că ar trebui să realizăm unde suntem și apoi să stabilim unde am putea fi peste 10 sau 20 de ani. Important este să realizăm acum unde suntem în comparație cu vecinii noștri, cu Europa, să ne uităm în jurul nostru și să luăm ce este bun de acolo, să încercăm și să inovăm, domnul Ghinăraru, și după ce realizăm, să identificăm și să cuantificăm stadiul actual, am putea să facem împreună un plan pe termen lung pe care să-l operaționalizăm cu pași sistematici. Dar totul depinde de implicarea tuturor și de talentul nostru de a-i ține alături. Da? Asta este, de echipa de la SNM și de echipa consorțiului, de noi, de a menține interesul membrilor, interesul în evaluare și de a încerca să diseminăm această practică care, în opinia
mea și cred că a tuturor, că de asta ne aflăm aici, este necesară pentru România, care are o cultură focalizată pe control și mai puțin pe analiză și pe evaluare. Deci asta este. Acum nu știu ce să spun, parcă eram la concluzii, da, pe agenda. Da. Ca și concluzie, mie mi se pare că discuțiile au fost interesante, că am reușit de cât de cât să prezint interesul. Eu sper că participanții n-au considerat întâlnirea de astăzi o pierdere de timp, pentru că am stat împreună 2 ore, că s-au ales cu ceva și că doresc în continuare să contribuie la punerea pe picioare a acestei rețele și a schimbului de informații și idei. Poate să încercăm să ne stabilim o nouă întâlnire, dacă considerați util, peste o lună, două, nu știu ce să spun. Poate primim sfaturi și opinii și de la cei prezenți. Cum avem un planul de acțiuni, cel din raportul inițial, Laura? Cum am zis că facem lunar? Lunar? Nu am setat un calendar, dar eu cred că, având în vedere că este părerea mea, suntem la începutul lui iulie, începe perioada pandemiilor. Eu cred că ar fi foarte utilă și oportună o întâlnire în septembrie. Dar nu avem, din câte știu, avem și un plan totuși de acțiune, de animare a rețelei. Poate ar fi bine să-l postăm pe site, să aibă acces la el, parcă avem parte restrictiv acolo. Puteți să vă logați, nu? Domnul Alexa, e funcțională partea aceea din spate de la site. Deci colegii se pot înscrie, pot să găsească acolo documente. De exemplu, unul din documente ar putea să fie acel plan de acțiune pentru animarea RER, care poate să fie îmbunătățit, pentru că acest contract, și cred că nu le-am spus, va dura până în iulie 2022. Da. Deci până în iulie 2022 trebuie să ne fie cât mai clar dacă continuăm, dacă vom continua, cum putem continua. Deci, aș vrea să intervin eu un pic, vă rog, dacă se poate. Da. Pentru înscriere aș vrea să mai așteptăm un pic pentru a configura acel mail de pe care să se transmită e-mail-ul în momentul autentificării. După ce se configurează respectivul e-mail, putem să dăm drumul și la înscriere pe site. Da, puteți să ne spuneți cam când se finalizează, ca să știe lumea să încerce să se înscrie? O să discutăm pe mail acest aspect și revin cu un termen exact. Am înțeles că depinde de Ministerul Fondurilor, că vă trebuie o adresă de e-mail. Acum îmi șoptește cineva de la SPDA. Exact. Bine, asta nu cred că este o problemă. Așa. Ideea este, atunci colegii trebuie să fie anunțați când postați ceva pe intranet sau cum se numește, intranetul rețelei, pentru a putea să viziteze documentele respective și să facă propuneri. Da? Deci trebuie să ne gândim cum acel site de intranet poate să servească la comunicare, în special la colectarea de idei și propuneri. Da, propun în momentul în care site-ul are și această funcționalitate, în care funcționează și această bucățică, să transmitem tuturor și participanților de astăzi, dar și celorlalți potențial membrii RER, faptul că site-ul este activ, este funcțional, că se pot înscrie și eventual putem să facem o reverire pe acest subiect și la următoarea întâlnire în septembrie, când putem să discutăm despre planul de acțiuni. Deci să facem cumva și despre, până la urmă, și despre structura finală a RER, adică guvernanța, structura de guvernanță finală a RER, ca să avansăm atât pe partea de organizare, cât și pe partea de realizare de acțiuni și animare a rețelei sau, mă rog, a comunității de evaluare din România. Deci în momentul în care site-ul e funcțional, toată lumea va primi un mesaj, va fi informată în legătură cu acest lucru. Participanții de astăzi și toți potențialii membrii RER.
Site-ul este funcțional, e funcțional, doar că partea aceea de intranet nu e. Acea parte de intranet. Acea parte de intranet. In the meantime, we can anyway upload the material that has been used today, plus a section where there will be a questionnaire for giving us a feedback for the event of today, plus that will include also a section with the suggestion and things, and then of course one all will be functional to be registered, let's say, and used in an active manner the website. We will also continue with the website. In the meantime, not to lose the not the time, but the fact that it's a fresh feedback, it will be good if we already start with uploading the material that can be accessible to everyone, plus a satisfaction questionnaire, very brief, with the section where they can leave some comments and suggestions for next steps. Bine, ok. Din punctul meu de vedere, cred că putem să ne oprim aici. Vă mulțumim foarte mult pentru participare. Dacă doamna Magdalena mai are ceva de adăugat, bineînțeles că intervenția este mai mult decât binevenită. Altfel, încheiem pe ziua de astăzi și vă ținem la curent și ne întâlnim în septembrie din nou. Deci ne auzim în septembrie. Vă mulțumim tare mult pentru participare. Doamne, mulțumim și noi și vă sugerăm să folosiți adresa de e-mail a site-ului RARE pentru a comunica între membrii rețelei. Da? Deci dacă domnul Virgil Fanfil are să-mi adreseze o întrebare sau așa, poate o facă prin intermediul site-ului și adresei prin contact form acolo, prin intermediul site-ului. Da? Haideți să încercăm să utilizăm instrumentele și să încercăm să comunicăm prin mijloacele puse la dispoziție. Bine, mulțumim tare mult și din nou o să fim în contact și o zi plăcută în continuare și o vară plăcută și să ne auzim cu bine. La revedere, mulțumim mult! La revedere! La revedere!